În cazul în care vă gândiți să plecați de acasă în mini-vacanța de anul nou, nu vă lăudați pe rețelele de socializare. Acest lucru ar fi mană cerească pentru hoți. La întoarcerea acasă, ați putea avea o surpriză neplăcută. Dacă aveți de gând să petreceți de Revelion departe de casă, nu le spuneți prietenilor virtuali. Practic, spunând tuturor că urmează să plecați de acasă un interval de timp, nu faceți decât să le lansați și hoților o invitație deschisă. Oricât de mult ați dori să împărtășiți cu prietenii virtuali bucuria voastră de a pleca în vacanță de Revelion, abțineți-vă. Ce trebuie să faceți este să creați o iluzie falsă, astfel încât invitații nepoftiți să creadă că sunteți acasă. Recomandarea politicilor constanțeni este ca în perioada sărbătorilor persoanele care doresc să efectueze concediile departe de domiciliu să aibă grijă ca locuința pe cât posibil să fie asigurată cu sisteme antiefracție. De asemenea, persoane apropiate, rude, să facă din când în când câte o vizită la domiciliu pentru a observa dacă geamurile sau ferestrele nu prezintă urme de pe rețelele de socializare să nu-și arate din timp acele intenții de a călători în anumite zone, pentru că infractorii în mediul online au dovedit că pot fi preocupați și de acest aspect. Sunt câteva măsuri minime de siguranță pe care polițiștii constanțeni le recomandă de fiecare dată, pentru ca împreună cu societatea civilă să reușim ca numărul infracțiunilor să scadă de la an la an. Mai sunt câteva trucuri pe care le puteți aplica pentru a vă menține casa în permanență în siguranță. Există pe piața gadgeturilor și sisteme de supraveghere ce vă permit monitorizarea locuinței de la distanță, prin intermediul conexiunii la internet. Însă dacă nu vă permiteți un sistem de supraveghere video, este suficient să montați o cameră video care să nu funcționeze sau să lăsați lumina aprinsă într-o cameră. În România sunt raportate zilnic în medie 80 de spargeri de locuințe. Însă în perioada sărbătorilor numărul intrărilor prin efracție este în creștere, deoarece hoții știu că în această perioadă mulți dintre noi suntem plecați și poate avem și cadouri scumpe prin casă.